Sticlele de gunoi sunt o mare problemă în Prahova. Unele ilegale, altele chiar cu autorizații, însumează milioane de metri cub de deșeuri. Ultima a apărut în Valea Călugărească, peste drum de haldele de pirită de la fostul combinat chimic. A fost sesizată Garda de Mediu, a fost sesizată plângere penală, pentru că e ilegal așa ceva. Valentin Basarabeanu este un cunoscut activist de mediu. Pe 18 aprilie a protestat în fața APM Prahova, acuzând că apar tot felul de gropi de gunoi în județ sau altele își măresc capacitatea, iar în spate ar fi vorba de deșeuri depozitate, mai mult sau mai puțin legal. Tot el vorbea despre cea mai mare groapă de gunoi din sudul României, cea de la Valea Călugărească din Prahova. Cu o capacitate de 5 milioane de metri cubi anual, groapa de la Valea Călugărească poate deveni un dezastru ecologic nu doar pentru locuitorii din comună, ci pentru întreg județul. Valea Călugărească au aprobat, e deja aprobat acolo, nu numai că n-a fost în dezbatere, nu nimic. E aprobat un proiect de groapă de gunoi pe 4 celule de 5 milioane de metri cubi. Întregul București produce 3 milioane de metri cubi pe an. Deci doar în Valea Călugărească și AIM-ul este aprobat fără să existe locația, fără să existe utilajele, fără să existe nimic. Am filmările din drona cu 3 zile ridicate. E un câmp viran pe care ei vor să facă în viitor acest parc. Numai că ei nu puteau să dea IME-ul fără să ai utilajele înainte. Că, ca peste tot. Nu există o punere în posesie, nu există nimic. Există doar o autorizare de construcție dată în 2020, dar IME-ul e dat în acum o lună. Directorul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova recunoaște că groapa de la Valea Călugărească are autorizație. Noi punem condițiile, noi nu verificăm. Okay. Da? Există aprobări pentru Valea Călugărească, pentru înființarea unei... Este autorizație, groapa este dată, este emisă autorizație, n-am niciun fel de sesizare, n-am avut niciun fel de sesizare. S-au trecut tot așa prin dezbatere publică, prin absolut toate problemele de genul acesta. Diaconul spune că există o consultare publică la baza autorizației. Oamenii din Valea Călugărească nu au fost însă întrebați. Cu toții își exprimă îngrijorarea pe Facebook, unde cer lămuriri primăriei Valea Călugărească. Mesaje precum, mă așteptam ca acest subiect să fie unul care îngrijorează mai mulți cetățeni. O așa apatie sperie. Cred că presa poate documenta mai bine ceea ce se întâmplă pe raza comunei noastre, având în vedere tăcerea extrem de suspectă a autorităților. Iar mesajele curg cu sutele. Da, autoritățile au tăcut până zilele trecute, când primarul Ioana Neagu, presată de valul de întrebări din partea populației, a ieșit tot pe Facebook explicând că nu vor fi depozitate deșeuri menajere în Valea Călugărească. Mai mult, doamna primar își încheie pledoaria cu mesajul: îmi iubesc și respect comuna în care m-am născut și locuiesc și nu voi permite niciodată o groapă de gunoi în Valea Călugărească. Ce facem? Opresc absolut toate depozitele și toate instalațiile de procesare ca să se ajungă iarăși cu deșeurile pe nu știu unde. Știți foarte bine criza deșeurilor. De unde atâta gunoi? Că pe toată Prahova nu-l produce. E clar că e pregătit pentru altceva. Și acel altceva se cheamă București. Așa cum spune directorul APM, ce să facem? Asistăm cum Prahova se umple de gropi de gunoi, dar că tot a subliniat primarul comunei că nu va permite depozitarea de gunoi menajer, îi atragem atenția că nu despre asta este vorba, ci despre deșeuri de origine petrolieră, de la sonde și rafinării. Lucru confirmat într-o înregistrare telefonică de același Valentin Basarabeanu, activist de mediu, care spune că a făcut și plângeri cu privire la groapa de la Valea Călugărească. În amolurile de la sonde, care alea put de turbezi, ei sunt cu celula construită la jumătate și ei vreau să înceapă să primească cu ea la jumătate. E ca și când eu tai un lighean în două și pun lichid în el să zică, domne, îl ține. Deci asta e tâmpenie care vor să o facă. După aia, noi deja am atacat în instanță AIME-ul, Autoritatea Integrată de Mediu, pentru că nu-mi respectă, conform legislației, cei 1000 de metri până la prima casă locuită. Nu poți să dai drumul la activitate cu celula neterminată, că e neterminată. După aia, nu poți să duci lichidul din depozitul respectiv tocmai la mama dracu, la Pantazii, la stația lui de epurare, că e ilegal, n-ai voie să ieși cu lichidul din depozit. Orice tip de lichid provenit din deșeuri. Și e logic că tot lichidul va pleca în pământ.
Basarabeanu spune că a vorbit cu primarul comunei și că a primit asigurări că se va da o hotărâre de consiliu prin care se interzice depozitarea de deșeuri menajere pe raza comunei. Nici vorbă însă de deșeurile industriale și petroliere. Deci eu dacă până pe 9 văd dat drumul la acte și aprobate și în consiliu și tot, pașul ca cinstit. Dacă o lungește, s-ar putea să zică, bă, lasă să trec eu hopul cu alegeri, mai vedem. Bă, eu nu-mi dau seama ce se întâmplă la voi în Prahova. Deci e nebunie totală. Deci are 4 celule în Valea Călugărească, care la modul tacit vrea să transforme Prahova în groapa că București nu mai are capacitate. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu groapa de gunoi de la Valea Călugărească. Valentin Basarabeanu este decis însă să facă plângeri penale dacă demersul continuă.